salut lei. Voi face lunele pentru eclipsa de soare din 30 aprilie, odată cu luna nouă, eclipsă de soare care ne influențează câteva luni de zile, ne aduce schimbări, schimbări importante în viața noastră, până la următoarea eclipsă de soare. Pentru voi, lei, este într o casă a carierei și a menirii voastre. fiind vorba de taur, deci rac 12, gemeni 11 și 10 taur. Este în o eclipsă care se produce, bineînțeles, în apropierea nodurilor, nodul nord lunar. Haideți să vedem ce va duce în această casă a carierei, această eclipsă de soare. Ce schimbări poate să vă aducă Așa. Iată că aveți un secret. Să luăm așa cum este. Ăsta nu mai e nimic. Bun. Deci, intuiția asta, secretul uruz și schimbarea. Bun. Aici avem un secret este un secret care îl veți afla probabil. Întotdeauna când avem eclipse, se pot, putem să aflăm secrete, lucruri ascunse. Deci este un secret care nu va duce nimic benefic. Din contră, am putea spune că o să vă schimbați părerea de o persoană. Vă influențează foarte mult. S-ar părea că acest secret vine din partea unei femei sau nu puteți să vă folosiți intuiția voastră și veți afla acest secret. Nu o să vă dați seama, am zice că nu puteți să vă folosiți imaginația dacă e vorba de un concurs, de un examen, de ceva. Nu veți putea să vă folosiți această imaginație, gândirea, imaginația. Dar s-ar putea să aveți parte și de o trădare din partea unei femei. O femeie egoistă, o femeie care din acest egoism vă trădează, vă aduce pierderi. Poate că veți afla acest secret al acestei femei, dar aveți și aici o cădere de vitalitate, de energie, o relație care nu merge spre perfectare. Fie că e o relație de prietenie, fie că este o relație de iubire, este ceva care nu merge spre perfectare. Din contră, pare să fie o aventură după care trebuie să vă vedeți fiecare de drumul lui. Nu este nimic benefic pentru voi și va aduce această cădere de energie. Și totul datorită faptului că, chiar dacă ați primit ceva informații, Ați avut niște informații din surse, dar nu le-ați luat în seamă. Voi ați vrut să decideți voi, să de hotărâți voi ce se va întâmpla și această, acest moment al vostru de decizie v-a dus spre haosul ăsta. Deci un moment greșit, un moment în care nu ați folosit o informație, v-a dus spre o decizie greșită. Voi ați sperat anumite lucruri, ați dat crezarea anumitor lucruri, și acum aveți un moment dificil în față, în care orice decizie ați luat și orice efort ați face nu vă îndreaptă decât spre un haos. Este momentul să vă opriți, să luați o pauză, să căutați o persoană care este calificată. Care poate să vă ajute, uh, să vă clarifice situația, dar întotdeauna sfatul meu este, uh, și acesta este chiar al meu, nu consultați numai o singură persoană. Și nu folosiți persoane prezentate de alte persoane. Este bine să folosiți persoane alese. La întâmplare, voi le alegeți, dar să aveți cel puțin părerea la două-trei persoane, chiar dacă va trebui să cheltuiți bani, fiindcă poate mai târziu va trebui să cheltuiți și mai mult. Deci, acesta este sfatul meu. Căutați aceste păreri calificate. Și aceasta vă spune runele să căutați aceste păreri, și eu v-am spus căutați păreri la mai multe persoane calificate, că este avocat, că este astrolog, psiholog, jurist, contabil, orice, pentru a avea o imagine clară a situației și pentru a lua o decizie bine gândită. Aveți în fața voastră o fărâmițare a problemelor. Nu. Am zice că problema de bază poate să fie acest secret, dar totul este fărmițat mai târziu, poate datorită eforturilor voastre de a clarifica situația. Fărmițate aceste probleme, toate sunt înghețate, deci toate sunt obstacole, blocaje în fața voastră. Dar, așa cum am spus, această eclipsă de soare poate să vă aducă o, un câștig, o victorie, un câștig, am zice, vitalitate, energie și o rezolvare printr-o mutare. Adică să Trebuie să vă gândiți la sănătatea voastră, fiindcă aveți aici o cădere de vitalitate. Este bine să luați în calcul și acest lucru, să dați importanță sănătății voastre, să acordați importanța cuvenită, dar să vă gândiți și la o reușită printr-o mutare. O mutare de la locul de muncă la un alt loc de muncă, o mutare unde să vă regăsiți o mutare din punct de vedere al uh, carierei, uh, fiindcă la voi este această eclipsă pe carieră. Am zice, puteți să faceți o mutare în sensul că nu veți uh, mai fi, uh, eu știu, uh, nu știu, controlă de bilete, nu știu unde, vă găsiți un alt loc de muncă și veți fi vânzător. Sau uh, vă duceți și vă faceți o pregătire și vă faceți bucătar. Nu știu, orice. Dar această mutare va veni spre voi. Este o mutare a locului de muncă? Nu cred că a locuinței, fiindcă vorbim de carieră, de menirea voastră, sau poate să fie și o mutare a locuinței. Pentru unii, dacă vreți să vă găsiți, poate vă găsiți un, job sau un loc de muncă în străinătate. Zic și eu, nu că acolo umblă câinii cu cobrigi în coadă. Dar puteți încerca, nu? Și să găsiți ceva care Chiar să fie menirea voastră, chiar să fie într-adevăr să vă regăsiți în munca pe care o faceți, să faceți cu ușurință această muncă și să vă găsiți plăcerea în munca pe care o faceți. Atunci puteți spune că faceți exact ceea ce trebuie. Este cariera voastră, este menirea voastră, această mutare. Și va fi totuși un câștig pentru voi. Fiindcă orice om la locul potrivit poate să performeze. Un om care nu este la locul potrivit, din contră, nu va performa. Va munci foarte mult și rezultatele lui nu vor fi pe măsură. Eu vă doresc o primăvară frumoasă, o vară frumoasă, fiindcă aceste mutare nu va fi mâine, deci în decursul primăverii și al verii. Vă doresc numai bine. Acestea probabil că vor fi aspectele pe care le veți constata în următoarele săptămâni, dar vedeți, aveți totuși o șansă. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.